Salutare lume și bine am regăsit la un nou video. Eu sunt Alex astăzi, ca de obicei, de fapt că eu sunt Alex mereu. Da, așa sunt, bam, bam. Salut! Vezi că filmez și eu. Bun, hai să vedem să dăm și noi un go. Eu sunt Alex și bine am regăsit la o nouă serie de Counter-Strike. M-am decis să facem și noi niște counter. Din ăsta nebunie, oare dacă aprind asta se vede? Nu prea se observă, nu? Asta doar dacă e noapte, așa în timpul zilei nu merge. Era, băgați în cum îi zice. Deci nu accept, boss? Să știi că sunt bun, ia uzi, e bun el. Ok, poate te uiți la videoclipul ăsta, cine știe. Dar hai să vedem ce putem să facem. M-am decis să jucăm și noi niște operațiuni, pentru că n-am mai făcut videoclipuri cu Counter de foarte mult. Pentru că am avut foarte mari probleme cu calculatorul și mi-am reinstalat Windows-ul. Deci practic nu mai avem probleme cu absolut nimic în momentul de față. Ceea ce mă și împinge să-i dăm drumul la un Counter, nu? La o nouă serie de Counter, la chestii astea. Hai să drag și ăsta mai în jos. Ia. Sper să nu vă spart timpanele. Mă înțelegeți voi? Nu știu, sper că nu v-am spart timpanul. Nu știu ce misiune e asta, e ceva... A, e cu MP9, trebuie să facem kill-uri cu MP9. Avem doar de buy? Da, mă, putem să cumpărăm, bun. Hai să vedem cum stăm cu banii și cu toate chestiile astea. Să și salutăm, ca așa e frumos. Salut. E ok, el nu salută. Hai că mă duc pe 250 pentru început. Nu știu, hai că mă duc de fapt cu stack, e ok. Hai să vedem cum ne descurcăm. Ar trebui totuși să dau mai tare un pic. Mie operațiunea... Mai încet, știți ce? Muzică, e foarte nașpa. Cam așa. Știți, vreau să vă zic că mi-mi place foarte mult operațiunea. Și n-am terminat-o pentru că pur și simplu n-am avut timp. Ok, a găsit ăla. Pur și simplu... Ia uite, mă! N-am avut timp să mă mai joc. Dar acum... I-am dat la capetele ăla. Dar acum că am din nou timp să mă joc, m-am decis să mă joc. Deci putem să... Deci ne trebuie neapărat MP9-le. Ah, putem să luăm, deci avem MP9. Deci să facem practic 15 kill-uri cu MP9-le. Mă gândesc să facem în jur de 2 misiuni pe episod, ca să nu fie episoadele prea scurte or some shit like that. Și dacă vreți, desigur, putem să dați cerere pe Steam sau să intrați în grupul meu de Steam pentru a putea... Mă tot uitam acolo, că eram obișnuit cu web-ul acolo. Pentru a putea juca cu mine, dacă vreți să apăreți în episoadele astea în care jucăm noi operațiunea, pentru că joc și eu cu abonații aici. Ce știe, poate să mai jucăm și cu alți YouTuberi, să facem chestii interesante. I don't know. Important e noi să fim sănătoși și să ne distrăm. Mamă, ce voce de copil. De la simpatic. Via că vin. Dă-i. Ăla-i, mă. Easy peasy lemon squeezy, man. Și mai e misiunea nu știu dacă știți pe aia cu acau, dar tot aici am crezut că în aia am intrat. În aia dacă intram, de ce? Pentru misiunea aia ne trebuie timp, frate. Trebuie practic să luăm acatre și trebuie să mărâm pe toți cu acau, ceea ce este foarte greu. Credeți-mă pe mine. Eu personal m-am chinuit ceva să o fac și tot n-am făcut-o încă. Omoară găina. N-am lag, nu? Deci eu încă n-am reușit să fac misiunea aia, ca să înțelegeți și voi. Să sperăm, e primul episod pe care îl filmez după ce mi-am reinstalat Windows-ul. Nu știu cum sunt setările astea de la OBS pe care le avem acum. Era acolo opțiune la OBS, căci că mi le face el singur. Și i-am dat să mi le facă. Unde-i mă ăsta? Ulu, stai că mi-e trebuie de fapt. Ce bău să-mi trebuie pe nouăle. Mă vedeam misiunea aia. Hai că omor băiatul ăsta tot. Mai sunt 5 și de ăștia de mă, cred că practic un wave. Deci v-am zis, n-o să, o să facem două misiuni pe două misiuni pe episod, pentru că este foarte puțin. Unul singur, după părerea mea, ar fi episoadele mult prea scurte și totuși dacă tot... să facem episoade mai calme, nu? Ia cum se aude. Aia vreau să văd cum se aude pe filmare. Și se aude chiar ok. Bă, nu cu nu cu aia, mă. Îi mai omor, mă, cu grenada, băi. Că... Mai bagi o misiune după? Da, da. Bine, hai, e ok. E simpatic copilul. Și acum vezi că vin pe aici direct. Ne iau pe la spate, bulangii. Da, nu vin pe aici. Ba da? E la bibliotecă.
Ultimul, dacă l-am omorât pe ăsta, ba nu mai avem doi de fapt. A ieșit e site, cred. Ah, a înțeles el. Aaa, el păzește bomba. Ia uite-l, mă! Mamă, poate moare. Bine, bravo. GJ. Hai! Foarte bine, bravo. Ok, hai că mi-am luat Deagle-ul. O să joc cu Deagle-ul în asta, pentru că oricum face el un kill cu ăla. Deci, who gives a shit? Încă n-au venit boss. Mid? Ok, good. Bun, deci asta a fost prima misiune pe care am făcut-o. O, și să mai facem, sunt foarte multe chestii pe care le putem face cu opera. Uuuu, mi-a dat un, e scorcher de la, e, vai viața lui. Nu, e n-aș parola, credeți-mă pe video. Nu vreți scorcher de ăsta. E un item foarte prost. Bun, hai să-i dau invite to lobby. Nu, stai, îi dau guardian. Trebuie să selectăm următoarea misiune care este light. Știți să facem cu bizonul 20 de kill-uri. Let's go, play. Use the bison to secure the area. Use the bison to secure the area. I'm not securing the area. Yeah. Invite. Hai să-l invităm repede să intre și el. Hai, puștule. Așa. E mângă unul și el foarte bine. Dar da, m-am reapucat. Vedeți că am un nou la mine? Adică, serios, de ce am un nou la mine? Vreau să mi-l sparg în cap. Asta aștept. Bine, n-am să fac asta în video pentru că după să curăț pe aici și n-aș vrea. Vreau să fac asta la baie. Mă, îmi sparg un nou în cap ca să vedeți ce om normal la cap sunt eu. Îmi sparg un cap. Mă rog. Hai să vedem cum e asta cu bizonul. Din câte parcă mi-am amintesc, nu știu de ce, dar parcă am impresia că mi-am amintesc că am făcut-o la altcineva, ceva de genul. Nu mai știu. Hai să ne uităm. Vedem dacă mi-am amintesc harta. Asta e problema, pentru că e faza cu harta dacă mi-am amintesc. Friendly fire is off. Bun. Ah, nu, nu cred că o știu. Am văzut-o cred că la altcineva sau am făcut-o la operațiunea lui cuiva, dar nu am jucat-o la operațiunea mea. Adică ați văzut și voi că nu am jucat-o. Dar îmi pare cunoscută. Și atunci băi niște apă, dar nu cred că am apă pe aici. Aia, prind acum. Bine că îmi dai mesaj după jumătate, încă ce-o știu. Da. Bun. Hai să vedem. Retrieving game data. A, eu am astea prinse, nu le-am stins. Vreau să sting că oricum nu se văd LED-urile. Ok, bun, hai să vedem. Deci suntem aici. Oulu, de ce am lag? Am jucat 70 ping. Haide. Bun, deci începem cu un USP cum ar veni. Și trebuie să luăm 1400 bizon, ok? Că... Să încercăm să dăm niște lame? Nu, știu că am riscant. Da, e prima rândă, hai să încercăm. Nu, știu că am riscant. Cum ai să așa, ce voce de copil. Simpatic așa de la copil mic și drăguț. Bun, hai să ne concentrăm. Aici, aici. Bravo. Cum mă, doar doi? Oh, leu, trupla. Nu mai trage, mă! Haide. Doamne, ajută, aici. Bun. Mă, nu, casă asta. Ah, fuck. Eu am bani și tu, ai luat? Da, da, da. Super, bun. Hai să vedem. Așa smoke. Smoke? Știe el, nu mă bag. Am luat flash mai bine, hehehe, le dau flash la boții. Hai să vedem cum facem aceste 20 de kill-uri. Bă, deci iau bomba aici, deci practic pe aici ar trebui să vină, zic eu. Dar cred că o să... Deocamdată nici la mine. Aici, aici. Uite cum au venit, bă. Respect. Bine. 5 kill-uri. Bun, deci cam 5 pe rând. Deci practic mai e 3, încă 3 wave-uri făcute aici la perfecție și e victorie. Să-mi iau și un ăsta, un încă un flash and smoke. Fiindcă ne permitem. Bine, hai să iau și totuși. Nu. Început wave-ul. Stau, uite aici. Cred că e un spot foarte bun. Ia stai să dau casca mai tare sau. Eu cred că i-aud, nu știu. Nu știu, nu știu unde sunt. Hai, bada, bada.
La tine acolo, în casă. Sau... Flashbang. Nu, în casă. Mama, m-a eliminat direct, gata. Mă bazez pe tine, puștule. Nu-i problemă, mă? Da, îi face. Joacă binișor, puștule. Wow. Mama, gata, s-a drenat. Intră în ei, puștule. Ăla e. Frumos. Bravo. Bizonul direct și flash-uri și grenadă de ăsta de smoke. Hai să intră în tare, eu sunt pregătit, fiți atenți. Mamă, deci știți cum dau acum? Mamă, ce arme aveau ăștia? Uite și un bizon, cred că e fostul meu bizon, dacă nu mă înșel. Mai joci după sau asta e prim? Aici? Cred că ăsta, nu știu, nu știu dacă mai joc. Ah, erau acolo ei. Vezi că s-au. Deci mai avem încă un wave. Easy. Deci practic cu un episod ala... Asta e chestia, că sunt și misiuni. Mă mănâncă rău de tot nasul. Sunt și misiuni mult mai grele. Asta e foarte nașpa. Adică este ok, nu mă deranjează pe mine. Rect. Olu! I-am spart-ia. Filmez. E ok, liniște, așa. Bun. Cam atâta și cu clipul ăsta. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri. Am făcut două misiuni în operațiunea asta, nouă, e ultima operațiune apărută. Asta, cum îi zice, Hydra. E șmecheră rău de tot operațiunea asta, e nenorocire operațiunea. Îmi place personal destul de mult, ia fiți atenți, scorcher de ăsta. Bine, eu am fost Alex, fraților, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!